găsit la o nouă ediție a emisiunii Interactiv. Eu sunt Cristina Dallas, gazda dumneavoastră de astăzi. Când îți dorești ceva din suflet, acel lucru va deveni realitate dacă îl alimentezi cu gânduri sănătoase, emoții autentice și multă muncă. Acesta a fost motoul invitatei mele din această seară, încă de când a pășit pe drumul evoluției și al dezvoltării personale. A înțeles devreme că doar gândurile ne formează realitatea. Alături de mine în studioul Interactiv se află Diana Pârje, psiholog clinician și autoarea cărții Aripi de Feminitate. Bine ai venit, Diana, în studioul Interactiv. Bine v-a regăsit, este o mare plăcere să fiu astăzi alături de tine și să împărtășesc din secretele mele cu toți cei care ne urmăresc. Îți mulțumesc eu tare, tare mult, pentru că, uite, suntem în luna martie, da? Și cu toții știm că este o lună mai mult dedicată feminității, frumuseții, așa a devenit în timp și de ce nu ne cinstește pe noi femeile și ne bucurăm de acest lucru. Cred că mi-ar plăcea să știm că femeia și frumusețea, da, sunt cinstite în fiecare zi sau noi ne iubim așa în fiecare zi și ne respectăm feminitatea noastră și o punem în valoare, dar cred că sunt și foarte mulți alți factori care ne pun așa opreliști. Eu aș vrea să începem, cum se spune, Diana, cu începutul. Mi-ar plăcea să ne povestești puțin din experiența ta și ce te-a făcut în primul rând să devii psiholog, da, și cum a fost așa viața pentru tine? Da, este o întrebare foarte frumoasă. Mereu mi-aduc aminte cu plăcere de parcursul meu, pentru că se spune că, de fapt, călătoria contează și e important ca acest proces să-ți facă plăcere. Și eu mi-am descoperit acest drum cam pe la vârsta de 17 ani. Eram la liceu și da, mi-aduc aminte că chiar mă mutasem de la profil de mate info la profil de filologie. Cumva eu nu mă simțeam atrasă de științele exacte și aveam o înclinație pentru scris. Am fost și olimpică la română de-a lungul timpului și... Frumos. Dar a fost așa o alegere la polul opus, pot să spun. Da, da, a fost, pentru că eu prima oară m-am dus la Mate Info sperând că bunica mea mă va ajuta la matematică, ea fiind profesoară, și am zis sigur o să fie ușor pentru mine, dar eu nu mă regăseam în această materie și am decis să fac o schimbare și odată cu ea am descoperit că mie îmi place tot ce ține de ființa umană, de descoperirea personală, de descoperirea vocației. Și eu în clasa 11-a mai exact mă apucam și citeam foarte multe cărți. Citeam absolut tot pe dezvoltare personală. Începuseră atunci psihologii să scrie pe bloguri. Da, deci aveai material de unde exact, să era o plăcere pentru mine să savurez toate aceste materiale și în clasa 12 am decis că vreau să dau la psihologie. Facultatea în sine nu a fost ceea ce mă așteptam, cred că asta e o dezamăgire pentru toți studenții, dar mi-am dorit foarte mult să lucrez cu oamenii, mi-am dorit foarte mult să pot să împărtășesc din cunoștințele mele și astfel am decis că asta este cea mai bună alegere. Dar pentru că ne-ai spus că când ai ajuns la facultate și pe parcursul facultății, bănuiesc, că nu a fost ceea ce te așteptai. La ce anume te așteptai? Te așteptai mai mult studiu, să fie ceva practic, să cunoști mai multe cazuri, bănuiesc, nu? Da, mă așteptam să fie ceva foarte practic. Din păcate, facultatea presupune foarte multă teorie. Nu știu, am învățat foarte multe teorii de psihologie, dar sincer nici nu le-am aplicat și ulterior am descoperit că lucrul cu oamenii și munca practică este cu totul altceva și mai mult decât atât se rezumă la a fi tu cu tine o persoană dezvoltată personal, să fii tu cu rănile închise și vindecate, astfel încât să-i poți ajuta pe ceilalți. Cumva pentru mine a fost o provocare să lucrez foarte mult cu mine, să mă șlefuiesc și apoi să pot împărtăși și să pot da și celorlalți, dar să dai pe curat. Adică tu ca om să fii curat în interior și atunci tu vii și dai din esența ta, dai din bucuria ta
celorlalți, pentru că asta e ceea ce oamenii vor de fapt când vin la ședințe individuale. Ei vor inspirație, ei vor motivație, ei vor liniște, vor să găsească un om pe care să-l investească. Nu știu dacă ar fi corect spus ca exemplu, dar ca pe cineva de suflet și de încredere. Și în primul rând, autenticitate, pentru că asta căutăm, cred că noi, așa tind eu să cred, că noi căutăm mai ales când ne raportăm la un astfel de specialist, da, pe care să îl alegem ca să lucreze cu noi, cu sentimentele, cu emoțiile noastre, noi căutăm foarte mult autenticitatea și să fie cât mai aproape de noi și de feeling-ul nostru și de... pentru că ne putem duce așa în multe, pe multe cărări aici, pentru că ne gândim să fie tânăr, să fie mai în vârstă, să fie cu experiență, câte facultăți să aibă, pentru că ne formăm așa în mintea noastră, cred că salvatorul într-un anumit moment, psihologul să fie așa egal cu salvatorul nostru și cu siguranță chiar așa și este, cred, pentru că nu degeaba ne ducem și cerem ajutorul. Iar unde voiam să ajung, voiam să te întreb, Diana, s-a întâmplat într-o anumită perioadă, nu știu, în viața ta ceva anume de te-a făcut să fii atât de deschisă către partea aceasta? Ai trăit vreo experiență frumoasă sau mai puțin frumoasă ce te-a făcut să descoperi această lume? Sau pur și simplu este așa în tine? Cred că este și. Este ceva și din mine, natural, dar totodată legat de școală și de sistemul de învățământ, asta este ceea ce m-a revoltat, pentru că mi-am dat seama atunci, în clasa 11, când m-am apucat eu să citesc, câte probleme sunt și de câte lucruri am avea nevoie și noi nu ne învățăm nicăieri în școală. Astfel că, din păcate, toți copiii trebuie să caute extra anumite cursuri, anumite workshop-uri, ateliere care să-i ajute în traversarea acelei probleme. Și cumva asta m-a revoltat, ce-i drept, și am zis, eu îmi doresc să pot să fac o schimbare. Sau poate dacă nu o să fac, măcar să inspir, măcar să știu că mi-am lăsat amprenta undeva. Și eu... personal aș introduce în școli, în licee, mai ales adolescenților care au nevoie de îndrumare, anumite programe de consiliere vocațională, de dezvoltare personală. Ei au nevoie să știe cum să lucreze cu emoțiile lor, cum să le gestioneze, și nicăieri nu se învață aceste lucruri, deși sunt esențiale pentru viață. Uite cât adevăr grăiești, pentru că sunt pe aceeași așa lungime de undă cu ideile tale și cu gândurile tale și cu experiențele tale, pentru că chiar înțeleg ceea ce ne spui, ne-ar trebui și astfel de lucruri și de cursuri în școli, pentru că și să ținem așa puțin pasul cu modernizarea tuturor lucrurilor, pentru că practic au rămas foarte multe lucruri în școală, au rămas în trecut și ar trebui să ne adaptăm, cred că, mai repede. Așa este. Mi-ar plăcea să le împărtășim celor de acasă faptul că tu ai scris o carte, Aripii de feminitate. Este interesant și eu îți mulțumesc tare mult pentru că mi-ai adus-o în dar astăzi. Mulțumesc din suflet. Chiar îmi doresc să o citesc cât de repede pot. Mă atrage și... eu consider că totul se întâmplă cu un motiv și nu este întâmplătoare nici întâlnirea noastră de astăzi, nici faptul că această carte a apărut în viața mea și cu siguranță și cei care au aflat de tine și de serviciile tale și de programele tale, cu siguranță și ei se regăsesc în aceste lucruri. Mi-ar plăcea și te rog, Diana, să ne împărtășești cum a fost pentru tine să scrii această carte, cât timp a durat și ce te-a inspirat?
Oh, ce frumos! Uite, apropo de ce ai zis mai devreme, și eu cred că eu ajung la oamenii care îmi trebuiesc și oamenii care au nevoie de mine ajung la mine. Cumva este o rezonanță în acest univers. Și legat de carte, eu de mică scriam. Am găsit, nu știu, cred că când m-am dus acasă la părinți, anul ăsta sau anul trecut, foarte multe foi scrise de mână pe diferite subiecte. Și sincer, sunt șocată cât de profund scriam eu la 18 ani. Poate să ți le aduc o dată. Da. Despre iubire, despre viață. Plăcea, da. Și eu cumva scriam, eu tot timpul scriam. Pe foi, în carnețele. Apoi sentimentele, am început... emoțiile, trăirile. Da, exact. Și apoi am început să scriu pe blog. Și apoi dacă am început să scriu pe blog, am zis, dacă tot scriu atâtea articole, de ce să nu le pun într-o carte? Superb. Și așa superb a venit ideea, iar inspirația cu acest titlu și cu toată povestea în sine a venit de la faptul că femeia trebuie să plutească prin viață, să zboare către visurile ei, și cum putem face acest lucru cel mai frumos decât accesându-ne feminitatea, adică să o facem cumva în stilul nostru natural. De aceea aripi de feminitate înseamnă ca tu să-ți dai voie să te manifesti și să te îndrepți ușor prin viață către visurile tale. Așa cum a zis, călătoria contează. Deci trebuie să-ți placă drumul și atunci când zbori este foarte plăcut și mult mai ușor decât dacă te târăști. Adevărat, complet, complet adevărat, și te ascult cu mare drag și mă regăsesc foarte mult în ceea ce ne împărtășește astăzi, Diana. În sensul în care cred că ni se întâmplă des în viață să fim luați așa de val, da, frustrări, stres, job, și intrăm și ne implicăm așa în foarte multe alte lucruri și cred că la un moment dat începem acel proces în care uităm de noi. Și ajungem în acel punct în care, nu știu, nu neapărat că ne pierdem feminitatea, dar avem foarte multe semne de întrebare, pentru că nu mai știam cine am fost și cine suntem. Este destul de dificil, Diana, cum, pentru că până să ajung la ceea ce discuți cu pacienții, chiar... aș vrea să le împărtășim celor de acasă, pentru că mie mi-au atras atenția câteva capitole din carte. Practică feminină, exercițiu de vindecare și conectare cu mama. Este tare frumos și profund. Mi-a atras foarte mult atenția, poate nu degeaba. Iar aici ne poți împărtăși puțin cum ar decurge, ce ne-ai scris așa pe scurt acolo? În primul rând, da, cred că nu întâmplător ți-a atras atenția, pentru că tot ceea ce are legătură cu generațiile materne înseamnă energia noastră feminină. Și noi de aici, din bunicile noastre, din străbunicile noastre, ne luăm calitățile și puterea feminină. Și este important, chiar dacă nu am avut o relație foarte bună cu mama noastră, eu m-aș bucura să aud de la femei că ele au o relație bună cu mama lor, dar chiar și dacă n-am avut-o, ea se poate reconstrui, sau cel puțin în sufletul nostru să o reconstruim, astfel încât să nu ținem acea energie blocată, pentru că mama ta îți transmite. Și într-adevăr, nouă ni se transmit și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, adică programe distructive, de exemplu acest program cu orice preț, să accepți ceva sau să înduri. Acestea sunt programe moștenite și, într-adevăr, noi putem să punem stop acestor programe prin conștientizare și prin iertare. Ar trebui să în sufletul nostru, nu știu, să ne iertăm pe noi și să o iertăm pe mama, sau ar trebui să fie mama în fața noastră și să fie ceva... Nu neapărat. Nu neapărat. Aceste exerciții se fac pur și simplu imaginându-ți pe mama ta în față. De exemplu, este o tehnică care se numește tehnica scaunului gol. Adică, de exemplu, dacă eu aș avea un scaun gol în fața mea și n-ai fi tu, eu mi-aș imagina-o pe mama mea în față și aș spune tot ceea ce aș avea pe suflet.
Iarăși, în grupuri terapeutice, în constelații, de exemplu, se aleg anumite persoane din grup. Terapeutul spune cine vrei să fie mama ta, tu inconștient vei alege pe cineva care chiar seamănă cu mama ta din mai multe puncte de vedere și tu vei începe să-i spui tot ceea ce ai pe suflet. Funcționează în ambele variante. Interesant. Chiar sună bine, în sensul în care, cu siguranță, în momentul în care mergi la un terapeut, la psiholog, sunt acele întrebări de început, să își facă așa o idee, o părere. În mod normal, din câte am auzit și eu și citind și foarte multe lucruri, sunt foarte multe probleme ale fetelor cu părinții, dar cu tații. Sunt sigură că și pe partea cu mamele sunt foarte multe, dar poate așa ne-am obișnuit noi să dăm vina doar pe o anumită parte, dar cu siguranță avem de lucrat și pe partea cu mama. Iar altceva ce mi-a atras atenția și mi-ar plăcea să discutăm puțin și pe acest subiect, ce își dorește un bărbat de la o femeie pe termen lung? Ce frumos! Ăsta este subiectul meu preferat. Da. Uite, mă bucur. Mi-a atras așa acolo, nu știu, atenția. Este interesant pentru că există un răspuns, Diana? Sau? Da, există un răspuns și nu doar unul singur și există un proces prin care putem ajunge acolo, dar totul din start, eu le spun tuturor femeilor, cu răbdare. Nu poți peste noapte să te transformi în femeia ideală sau în femeia pe care tu o visezi. Așa cum o floare are procesul ei pentru a crește și pentru a înflori, la fel și noi. Important este să vrem și să începem cu primul pas, fără să amânăm. Când sunt eu decisă să încep? Sau, cu alte cuvinte, cât de mult costă fericirea mea? Și când îți dai seama că ea este ceva scump, atunci tu nu-ți permiți să-l amâni. Vezi, aici este problema, că femeile tot timpul amână, că fac mâine, că nu am chef, mă simt obosită. Ok, dar tu te amâni pe tine și te pui în stand-by azi, mâine, poimâine, dar tu vrei să fii fericită, da? Și atunci dacă tu nu începi, cu atât mai mult procesul tău se va amâna. De aceea, acesta ar fi primul pas, de a fi decisă. Și dacă dorești, putem să discutăm secrete despre cum să ținem bărbatul lângă noi, pentru că, uite, apropo chiar de asta... Chiar te rog, da, sunt... O mare sunt problemă a femeilor este că ele atrag bărbați, unii potriviți, alții mai puțin potriviți. De asta putem să le dăm seama în timp, dar sunt și anumite programe pentru care atragi bărbați și nepotriviți. Și pattern-ul acela pe care ne formăm. Da, în funcție și... de pattern-urile pe care le ai. Dar o mare problemă este că femeia nu poate să mențină. Și aici este secretul, tu trebuie să ai abilitatea de a menține. Și acest lucru îl faci prin puterea ta feminină. Adică tu trebuie să fii conștientă de cine ești tu ca femeie, să ai o viață ta proprie, să fii tu deja o femeie fericită. Aici este foarte greu, pentru că noi ce facem? Așteptăm bărbatul ca să ne împlinească. Da, noi avem așa multe goluri și așteptăm bărbatul, vino tu, salvează-mă și dă mie ceea ce eu nu vreau să-mi dau. Pentru că e mai simplu să primesc decât să încep să muncesc și să-mi ofer. Și ce crezi că se întâmplă? Găsești salvator. O să-ți dea o perioadă, dar la un moment dat el n-o să mai poată, obosește și tu ce ai să faci? Ai să zici unde este fericirea mea, a plecat și vei căuta următorul salvator, vei intra într-un pattern în care te vei agăța mereu de cineva și iarăși fericirea ta va fi așa de aici, 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 dar niciodată ceva stabil, pentru că singura stabilitate pe care o ai ești tu. Și de aceea eu spun tuturor femeilor să-și clădească ele o fericire temeinică bazată pe ceea ce își doresc în viață, pe ceea ce le face fericite, pe hobby-ul lor și intrăm în relații de prietenie sau de cuplu sau de orice fel, doar cu intenția de a oferi, dar nu de a primi. Primul lucru ăsta este să ne gândim ce ofer eu în această relație, ce pun. Să ne gândim că orice relație este ca o căsuță în vârf de munte. Și tu ce ai în acea căsuță? Ce ai adus cu tine? Da? Foarte interesant. Așa că
pui astăzi puțină iubire, încredere, acceptare, recunoștință, empatie și așa se construiește o relație și vei putea trăi în acea căsuță mult timp. Dar dacă tu n-ai adus nimic cu tine, o să zici, eu nu pot să stau aici, că am prea multe lipsuri, că tu nu ai pus în acea căsuță sau nu ai pus în acea relație ceva, dar tu doar aștepți. Și partenerul, repet, nu este dator să ne ofere nouă ce ne lipsește sau dacă ne oferă o perioadă, el va obosi și la un moment dat va pleca mai departe la o parteneră care și ea este fericită cu ea însăși. Interesant. Cred că, Diana, prin ce ne-ai explicat acum și pentru că dacă ai observat, sunt complet absorbită de lucrurile pe care ni le spui. Cred că găsim foarte multe răspunsuri la multe probleme pe care relațiile le întâmpină, cuplurile din ziua de astăzi le întâmpină. Bine, cu siguranță și în alte vremuri le-au întâmpinat, dar acum sunt mult mai vizibile sau le facem noi, să spunem, da, vizibile, publice, găsim așa vocea din noi și reușim să ne expunem problemele. Tare interesant ceea ce ne împărtășește astăzi și ceea ce regăsim și în cartea scrisă de tine. Interesant și da. Sunt așa, dacă vezi, sunt așa emoționată, da, pentru că chiar ai spus și spui lucruri extraordinare, iar eu mai am aici ceva, carduri de feminitate. Da, sunt niște cartonașe speciale care completează, de fapt, cartea. Eu le-aș pune așa împreună într-un set. Deci împreună, da. Deoarece ele sunt 30 de cartonașe. Eu am numit așa câte unul pentru fiecare zi. Și ele conțin câte o afirmație conștientă, pozitivă, menită să-ți ridice starea și să-ți dea un mindset bun și sănătos. Și uite, de exemplu, cum mă joc eu zilnic cu ele. Le amestec pe toate. Interesant. Da. Poți să le amesteci. Da. Și cu frică, poți să le pui, vezi? Așa pe toate cu fața în jos, ca să nu se vadă. Și o să extragi unul singur. Se zice că ceea ce extragi rezonează cel mai bine cu tine sau chiar ai nevoie de acea afirmație. Mi-e este teamă. Chiar am râs cu o prietenă, mi-a spus că ea a extras zilnic același. Deși nu s-a uitat la ele și le-a amestecat și a zis că același clar este un mesaj pentru ea. Este, da. Nu prea cred în coincidențe, de aceea. Da. Interesant. Uite, hai să... Wow! Sunt pregătită să-mi explorez creativitatea și să îmbogățesc lumea cu darurile mele unice. Sunt pregătită să-mi deschid aripile și să zbor. Frumos! Cum rezonează cu tine? Wow! Da! Numai că... Deci, da... Sunt... Creativitatea, adică manifestare. Adică tu să-ți dai voie să te manifesti în toate aspectele vieții tale, într-un mod creativ. Creativitatea nu se referă doar la artă, ci orice poți să faci în mod creativ, să gătești ceva creativ, să-ți faci părul într-un mod creativ, să te îmbraci în mod creativ. Asta înseamnă, de fapt, manifestare. Se aplică mai mult decât nici nu știu 100%, pentru că este vorba și de mulți factori, dar e vorba de a-ți înfrunta fricile, temerile și cred că acela este unul dintre pașii cei mai dificili de făcut, pe lângă acea iertare. Cu siguranță și cei de acasă, dacă au încercat să fac acest lucru, știu despre ce vorbim. Sunt, cred că, pași, momente, lecții, misiuni, de ce da. Nu? Și chiar în timp ce rosteam cuvântul încercat, mi-am dat seama de învârtitul încerc. Exact. Dar da, să știi că ce am extras eu acum
mi se potrivește chiar bine, de aceea tot pic așa într-o stare, pentru că empatizez foarte, foarte mult și o să mă uit și la celelalte. Vezi, da, te rog, uite, putem să le citim, dacă s-au pus să extrag și eu unul, dacă vrei. Te rog, exact, chiar mi-ar plăcea tare, tare mult și să ne povestești puțin pe baza lor. Te rog, dacă putem. Da. Așa. Eu să le amestec, să vedem. Eu le ador pentru că le-am creat într-o stare foarte pozitivă și m-am concentrat foarte mult să dau esența în fiecare afirmație. Superb. Să vedem. Superb. Uite ce frumos! Asta mi se potrivește la fix, exact ce ziceam mai devreme. Fericirea mea este responsabilitatea mea. Îmi ofer cu bucurie tot ce am nevoie și simt plăcerea de a-mi oferi tot ce este mai bun. Eu sunt regina vieții mele. Superb, superb. Deci simți da. Că, adică vibrezi cu... Da, mie chiar îmi place foarte mult cuvântul regină și cred că fiecare femeie merită să fie o regină adevărată pentru ea însăși. Și atunci când tu te simți regină, ești stăpână pe tine, pe dorințele tale și bărbatul te va percepe regină și tu vei fi de fapt regina lui. Cât de profund. Diana, apropo de regină și de femei și de feminitate și de bărbați. În ziua de astăzi, cum vezi tu femeile? În opinia ta. Toate femeile? Toate femeile. Păi eu să știi că nu privesc pe nimeni prin ochii critici, ci prin ochii empatiei și cred că fiecare se află acum la un anumit moment sau la un anumit punct în viața sa, dar acela nu este punctul final. Însă ce pot să spun? Sunt femei victime pe care le întâlnesc și care s-au plafonat într-o dramă sau într-o situație nefericită sau relație. Sunt femei deosebite pe care le admir și care, într-adevăr, fac pași către fericirea lor, către deschiderea lor. Interesant. Deci, ar fi, să zicem, două categorii. Dar eu nu judec. Eu accept fiecare femeie așa cum este și dacă pot să inspir și dacă pot să ajut, da, cu toată dragostea, eu sunt acolo să susțin. Superb, dar, superb. Sincer, câteodată mă doare sufletul când văd femei care atât de tare suferă, atât de mult s-au plafonat și nu-și dau seama de măreția lor și de câte lucruri pot realiza, crezând că acolo s-a sfârșit totul. Nu este deloc așa, este doar o pietricică de care tu te împiedici, dar tu ești mult mai mare decât o simplă pietricică și ai puterea în orice moment să depășești. Trebuie doar să cauți resursele în tine și să te întrebi unde este puterea mea și cum o pot accesa ca să merg mai departe. Și o vei găsi. Uite, chiar un mesaj din suflet către da. Suflete. Diana, există cineva și nu o să uită de cartonașe, dacă te inspiră sau te-a inspirat pe tine cineva? Și aici nu mă refer doar la un nume din partea feminină, poate să fie oricine. Ți-ai găsit așa inspirația într-un personaj sau într-un nume mare? Sincer, inspirația eu o găsesc în foarte multe lucruri și de când eram mică, într-adevăr, apreciam anumite personaje în lumea mondenă, în special în afară. Chiar am avut inspirația să caut în America sau în Rusia sau în țări unde apreciez foarte mult o anumită cultură sau deschidere. Însă aș putea spune că mă inspiră natura foarte mult, mă inspiră călătoriile, mă inspiră fiecare om pe care îl întâlnesc, mă inspiră arta, picturile, de exemplu Botticelli este unul dintre pictorii mei preferați, dar super. Renașterea este un curent care mă inspiră și este plin de feminitate din punctul meu de vedere. Dacă ne uităm la ce picturi făceau acei pictori, de exemplu, nașterea lui Venus, a lui Botticelli superb. Este superbă, da. Da, Afrodita este puterea feminină, este întruchiparea, de fapt, a feminității și a sexualității. Deci aș putea spune că da, sunt inspirată de multe lucruri și dacă ar fi să numesc așa chiar o femeie și o mentoră care m-a inspirat, este Olga, cea care a pictat și coperta cărții.
Superb, am văzut în și îți mulțumesc și pentru mesaj, pentru că am primit chiar un mesaj foarte frumos din partea ta. Am văzut că ai spus mentorilor tăi, Andreea, Mariana, Olga, care și-au pus cel mai mult amprenta asupra devenirii mele ca femeie și de la care am învățat cu adevărat ce înseamnă feminitatea, sexualitatea, încrederea în sine și cât de importantă este puterea interioară care să lășluiește în sufletul fiecărui om. Mi-a atras atenția Olga, numele acesta, da. Rar întâlnit din punctul meu de vedere, rar l-am întâlnit. Foarte, foarte frumos! Da, Olga este pictor spiritual și ea face anumite picturi, mi-a pictat și mie personal o pictură pentru deschidere și feminitate și coperta reprezintă... O avem și acolo. Da. Aceea este o poză de la o lansare de carte. Cât de frumos, da, pe fundal curg imagini și cu cartea și cu tine, chiar foarte, foarte frumoase. Dar apropo de pictură spirituală, pictor spiritual, îmi place conceptul, ideea, sună bine. Și ai spus că a pictat o pictură pentru deschiderea ta, care, nu? Da, uite, o să-ți arăt. Am pe telefon poza cu pictura. Nu mi-a venit în gând să trimit poza, da? Dar este o coroană, așa ca o idee, care reprezintă o coroană și stea. Ea, văzându-mă pe mine ca o regină și ca o stea menită să strălucească în această viață și în această lume, lumina sa. Și este cu foiță de aur, asta îmi place cel mai mult. Superb, superb. Interesant, îmi place ce ne spui și pictura aceasta spirituală, un concept interesant ce mă atrage și mă pasionează din câte mi împărtășești și coperta cărții este extraordinară, este... intensă, nu știu, transmite un mesaj. Da, este o zână, de fapt, dacă te uiți bine, are același păr ca și mine, de fapt, ideea asta asemănări, a fost ca eu să fiu, dar ea reprezintă fiecare femeie în cea mai frumoasă manifestare feminină, sexuală și plină de iubire. Rozul înseamnă energia feminină și energia sexuală. Superb. Diana, la tine în perioada... Acum suntem în 2021-2020, a fost așa o perioadă destul de dificilă, da, pentru foarte, foarte mulți oameni. Cum a fost pentru tine din punct de vedere al carierei tale cu pacienții? Ai comunicat cu ei online și unde aș vrea eu să ajung și să punctez? Dacă au apelat la tine cupluri, sau mă gândesc că perioada aceasta de izolare, da, de carantinare, care ne-a prins așa pe mai toți în casă, unii în relații fericite sau unii în relații nefericite sau pe alții, de ce nu, la distanță. Sunt sigură că perioada grea prin care am trecut și-a pus așa amprenta asupra noastră. Cum a fost pentru pacienții care au venit la tine? Sincer, nu am avut ocazia să lucrez chiar cu aceste cupluri, deși pe pagina de Facebook am primit foarte multe răspunsuri, foarte multe întrebări. Au apelat, nu? Au apelat, da. Nu mai mă înțeleg cu soția, este geloasă, alte întrebări. Nu, soțul meu, verifică mesajele, vedeți? Adică, de fapt, care a fost amuzamentul? Că n-a mai fost acea libertate care era înainte și, de fapt, fiecare s-a arătat așa cum este, da, fără măști. Și de aici apar și veșnicele conflicte, pentru că noi ce facem? Ne ascundem, ne arătăm în fața partenerului cum vrem noi, plecăm de acasă, dăm mesaje sau absolut orice, dar fiind acolo față în față și nemai având această libertate, cumva ești forțat să te arăți așa cum ești. Și aici ești la suprafață, frustrări, gelozie, neîncredere, neacceptare, foarte multe. Însă am lucrat cu femei care
La fel, din punct de vedere emoțional, au traversat o perioadă dificilă și în special cea legată de singurătate. Mă simt singură, eram singură, acum mă simt și mai singură, nu știu cum să trec peste. Pentru mine a fost o revelație și pentru cele pe care le-am putut ajuta, aceea că, de fapt, nu ești niciodată singură. Totdeauna ești tu, cu Creatorul, cu Universul, indiferent fiecare în ce crede și în cine crede, ești tu cu tine, cu sufletul tău, cu dorințele tale, dar oamenii care se simt singuri, de fapt, ei sunt cei nefericiți, cei care se agață în permanență. Clar că această conexiune este vitală și este perfect normală, dar nu trebuie să murim și să simțim că murim dacă nu avem pe cineva lângă noi. Corect, asta a fost marea mea revelație. Și, de fapt, când ajungi în acest punct de a-ți fi tu autosuficient, a nu se confunda cu egoismul și cu infatuarea, că nu are legătură, deci doar când ești tu autosuficient, reușești să fii un om împlinit, să fii un om matur și să poți să creezi relații mature cu toți cei din jur. Interesant. Tare, tare interesant. Îți mulțumesc tare mult, Diana, pentru dialogul deschis. Chiar am o mare onoare să dialoghez cu tine. Suflet. Mulțumesc și eu tare mult. Am aflat lucruri tare, tare interesante și în care m-am regăsit așa foarte mult și sunt sigură că ți-ai dat și tu seama, pentru că ai și o capacitate extraordinară de a le împărtăși și de a le povesti. Chiar apreciez. Mulțumim noi tare, tare mult și aștept cu mare drag să încep să citesc cartea. Da, și să și lucrez cu ea, pentru că este structurată ca un manual și are întrebări. Unde trebuie să răspunzi, poți răspunde chiar direct în carte. Un lucru și mai interesant și îmi place mult, pentru că nu mai trebuie să găsim alte mijloace, agenda sau alte lucruri. Dacă vrei să tragem un bilețel și pentru telespectatori, să vedem ar fi interesant. Ce cartonaș... Ar fi interesant să vedem dacă reușesc să ajung. Da. Deci unul pentru telespectatori. Cred că o să cadă. Gata. Wow! Îmi ascult și îmi respect adevărul interior. Cât de scurt și cât de profund. Deci, dacă aveți încredere, dragii mei, în mine, am extras acest cartonaș tare interesant. Îmi ascult și îmi respect adevărul interior. Cred că este o temă la care putem reflecta, da, preț de câteva minute, ore. De ce nu noaptea adevărul aceasta? Adevărul tău interior, vezi, nu adevărul societății, nu adevărul familiei, poate, pentru că suntem diferiți, nu adevărul prietenilor, fiecare om are un adevăr propriu și adevăratul respect de sine și adevărata fericire vine atunci când tu îți respecti acest adevăr, pentru că tu clădești ceva ce este autentic și sincer pentru tine și astfel nimeni nu va putea jongla sau nu te vei mai lăsa atât de mult influențat, pentru că neîncrederea în tine vine din lipsa de adevăr interior, din faptul că nu ai accesat adevărul tău și ce înseamnă o valoare pentru tine. Interesant, profund. Mulțumesc tare mult, Diana. Putem să reflectăm, de ce nu, la aceste vorbe, da, cu un înțeles destul de complex, de profund, pot spune, și sunt sigură că mulți dintre cei care ne privesc se regăsesc în aceste vorbe și în aceste trăiri și am putea să, de ce nu, să începem și să ne acordăm și noi această putere, ne dăm această putere. Îți mulțumesc foarte mult, Diana, pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc și pentru această și discuție. Eu, a fost o onoare să fiu aici cu tine și să împărtășesc din fericirea mea și din ceea ce sunt eu. Și așa cum mie îmi place să inspir, îmi place să mă las inspirată de tine, de toți cei care ne urmăresc. Mulțumim mult și sper cât de curând să ne revedem și cu siguranță putem să purtăm foarte multe discuții pe foarte multe teme. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu!
Dragii mei, întâlnirea noastră de astăzi a ajuns la final. Sper că informațiile pe care noi le-am aflat astăzi de la invitata mea tare dragă ne vor fi de folos, de ce nu, să începem să ne descoperim, să ne redescoperim. Ar fi tare, tare interesant. Eu vă rog și vă invit să ne trimiteți povestea voastră, dacă doriți, pe adresa de e-mail redacția@rondototv.ro. De ce nu, poate puteți să ne împărtășiți și nouă lucruri tare interesante și astfel să interacționăm cu mare drag. Eu vă doresc o seară frumoasă alături de cei dragi și ne revedem mâine seară la ora 18 aici pe Doto TV.